Victor, iată, intrăm în linie dreaptă. Deja sâmbătă susținem primul joc oficial din 2024. Era o vorbă, cine nu e gata e luat cu lopata. Te salut, Alex, este adevărat. A trecut destul de repede perioada de pregătire, mie cel puțin așa mi se pare. Începem acest mini-retur, format din 3 jocuri, și începem într-o deplasare grea, unde pe lângă o echipă foarte incomodă, întâlnim și un teren destul de rău pentru acest nivel, mic, foarte, foarte prost. Dar cred că suntem echipa mai matură, echipa mai valoroasă și vrem să ne întoarcem cu toate punctele de la, de la Lupa. A fost o iarnă de căutări, iată câteva schimbări de lot în lot. Cum consideri în momentul acesta echipa? Da, nu au fost schimbări mari. Nici nu cred că era bine să avem schimbări mari în acest moment. Sunt jucători buni cei care au venit și mă refer în special la Mitulețu și la Denis Guță, jucători care ne vor ajuta cu siguranță. Pe lângă aceștia au mai reintrat jucătorii cu probleme medicale, mă refer la Armășelul care vine după o lungă perioadă de inactivitate. Îl mai avem pe Andy, pe Manolache, care îl așteptăm să revină la antrenamente. Una peste alta, cred că ne-am pregătit bine, privind cu încredere jocurile care urmează. Ce știm despre Lupac? Ce am spus mai devreme, este o echipă incomodă, o echipă care acasă s-a dovedit a fi o nucă tare pentru toate echipele. Nu vreau să mă gândesc prea mult la ei, vreau să mă gândesc cum să ne adaptăm mai repede la suprafața de joc. Consider că dacă ești un jucător cu o calitate tehnică bună, te poți adapta pe orice suprafață. Eu cred că acolo se vede dacă ești tehnic sau nu, pentru că pe un teren bun oricine poate să aibă un control destul de bun. Problema care mă preocupă pe mine este că ne dorim prea mult să marcăm. Cred că mirajul acesta al golului ne afectează destul de mult, inclusiv pe mine, pentru că eu sunt în primul rând cel care le cere jucătorilor să atace, câteodată poate excesiv de mult. Așa am pierdut și ultimele jocuri. Cred că trebuie să fim puțin mai temperați și să nu încercăm să câștigăm fiecare meci la diferență mare de goluri, pentru că asta înseamnă să fim vulnerabili pe faza defensivă și cred că putem să facem lucrul acesta. Un obiectiv autoimpus, locul 1 la finalul acestui campionat regular? Da, eu am discutat cu jucătorii și le-am spus că depinde foarte mult pe ce loc vom intra în play-off, pentru că este clar și într-o proporție mare cred că vom fi în play-off. Suntem la un singur punct de primul loc și cred că pentru programul următor este important de pe ce poziție vom intra în play-off. Una este să intri de pe locul 1, altceva pe locul 2, cu totul și cu totul altceva pe locul 3 sau 4. Nu vreau să mă gândesc acolo, vreau să ne luptăm pentru cea mai înaltă poziție, pentru că așa este normal, pentru că altfel nu realizăm nimic. Mulțumesc.